Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars cu cei mai tari legendari aici pe felie. Ei bine, un mare like, comentariu și să ajungem la 2000 de like-uri să vă susținerea voastră și cred că am făcut o chestie mai ciudată. Tot am încercat eu să filmez, doar că din păcate nu reușeam pentru că lumina nu îmi plăcea și mă bătea fix în față și mă enerva rău de tot. Fiți atenți. Deci dacă aprind lumina, uite așa se vede și mă văd atât de alb de zici că sunt un zombie de-abia ieșit. Și vedeți cât de alb mă văd, așa că spuneți voi cum, cum se vede mai fain cu lumina stinsă sau așa să fie cât mai naturală, să fie puțin mai creepy, chiar de mă vedeți mai întuneric, asta e. Ok, hai să vedem ce avem aici, PSG. Putem să jucăm la PSG, nu te cred. Nu știu ce e la PSG, prima oară când îl văd și eu. Mamă. Hai să vedem. Vai, ce m-am speriat. Băi, am crezut că îmi dă un mega box gratis. Ai de capul meu. Dar din păcate nu. Am dat abia 3 gemuri. Ce să fac cu 3 gemuri? Hai să luăm niște powerpoints. Aici. Nici n-am ce să fac. Mă uit să văd dacă mai e ceva interesant pe aici, dar din păcate nu. Deschid Brawl Box-ul acesta. Hai bă, că se vede mai fain. Chiar de nu bate lumina aia enervantă în ochi. Adică totuși, măcar nu orbesc. Aia o să trebuiască să-mi iau o lumină mai bună. Shop, new. Ce e new la shop? Nu pricep. Mega box-ul ăsta? Nu-mi trebuie, nu dau bani. Prea scump. La skin-uri, ia. Star shop, resurse. Ce? De ce îmi scrie new? Ok, o să vreau să jucăm la PSG Cup, dar cu cine să joc? Aia e chestia. Să joc... Cred că o să joc cu asta. Brawl Ball. Ok. Deci, acest episod o să fie doar pentru PSG. Să vedem exact cât o să dureze. Știu că o să dureze ceva. Ca data trecută când am jucat și pe Championship Leagues. Ceva de genul. Și hai să vedem cum ne descurcăm aici. Ai de capul meu. Nu cred că am ales ăsta prea bun. Da, categoric nu cred că am ales Brawler prea bun. N-am știut. Dar pe care am câștigat. Am dat gol. Mă rog, nu am dat eu gol. Trebuie să fug, bine. E clar că nu prea am șanse, cine știe ce. Nu mi-am ales absolut deloc bine jucătorul. Mă, dar e aceeași chestie ca... Opa, de ce e asta? Star point? Stai mă, că voi mi-ați zis de o chestie. Wow! Ăsta e star power, nu? Că știu că mi-ați zis voi de o chestie. Că de ce nu jucam cu star power-ul? Dacă mă duc și dau gol, e cel mai barosa. Ia! Ah! Nu te cred, am crezut că... Nu contează, măcar eu m-am dus și am apropiat mingea de... Poartă, ce? E bine, dar nu cred că o să mai joc cu... Da, clar nu mai joc, trebuie să schimb brawler-ul neapărat. Bă, ești nebun, dar îți dă pentru Big Box? Cât de... Oh, 8 gemuri, e bine. Hai să jucăm cu altcineva, o să joc cu Colt. Ok. Următorul meci. Păi, data trecută nici mai știu, cred că am jucat doar primele 3 meciuri și atâta. În rest nu am mai făcut absolut nimic. Interesant. Pasează, băi, nebunule. N-am reușit să pasez. Bă, nu înțeleg, stai așa puțin că pot să folosesc star power-ul. Că mulți îmi ziceați în comentarii că de ce n-am folosit star power-ul. Și v-ați luat de mine. Care-i faza? A, trebuie să am viață full. Din câte am văzut. Nu? Wow! A dat gol? N-a dat gol. Hai că imediat ne dau gol. Nu prea pricep eu, nu prea mă pricep așa bine. Dar fac tot posibilul. Care-i faza?
Hai de capul meu. Eu tot încerc să câștig, dar văd că nimeni nu dă gol. Ești nebun, ce meci palpitant. Hai mă, pasează. Pasează mingea, bossule. Nu te cred că ne-a luat pe toți trei. Bă, pe toți trei, mă. Bă, pe toți trei, să vezi ce ne-o dă acum direct. Norocul nostru că avem aici. Nu cred că trebuia să fac chestia asta. Da, categoric nu cred că trebuia să fac chestia asta. Deci practic îmi, am înțeles care e faza cu Star Power. Pur și simplu îmi dă asta. Îmi dă damage-ul înapoi sau ceva de genul. Se încarcă. Haide, mă. Deci dacă dă ăștia un gol, suntem morți. Hai, mă, frate. Dă-te, bă, de aici. Overtime. Păi, nebunule, du-te, mă, în spate, mă, cu mingea. Unde e, mă, frate, mingea? Ești nebun la cap? Ce meci palpitant. Vă dați seama cât o să dureze episodul ăsta numai pentru meciul ăsta. Bă, ce meci. Haideți, fraților. Ce faci, bă, băiatule? Bă, frate. Haide, bă, haide, bă, că ne-o dau băieții ăștia cam greu. Nu te cred, ce, bă, ce ne-a dat-o, bă, frate. Aia e. Oricum. Mai avem trei chestii, de trei vieți, nu? Hai de capul meu. Bă, frate. Hai să joc cu alt brawler, pentru că nu știu de ce, dar Colt nu prea mă încântă așa bine, sincer să vă zic. Roza, nu. Trebuie unul care dă de la depărtare. Aia e toată chestia. Piper. Hai, mă, să jucăm cu Piper, pentru că am văzut pe mulți care jucau cu Piper. Bă, și dădeau un damage de la depărtare, știți? Și e bine, adică totuși. Ce zici, avem noroc sau nu avem noroc? Stai că se duce nebunul ăla. Haide, boss! Ia mingea! Vine cineva, nu vine nimeni. Ce face, mă, ăla? Mamă! Băi, eu încerc să fiu cât mai precis, știi? Dar nu prea reușesc. Înțelegeți? Hai că s-a dus Bull bine de tot. Măcar am distrus ăsta din față și avem culoar liber în momentul în care ne ducem cu mingea. Doar că nu-mi place pentru că vin ăștia spre noi. Haide, bossule, unde sunteți? Bun, mă. Bine de tot. Hai, mă, că mă încântă Piper, sincer. Bă, ești nebun. 1-0. Bine, mă. Sincer, chiar mă încântă Piper. Hai, mă. Wow, al doilea gol. E bine, bossule. Cred că am câștigat, nu? Mă mir cum de nu sunt eu star player-ul. De ce? Încă un big box, ești nebun? Deci îți dă star token-uri, nici măcar nu știam. Hai, mă, că Piper e chiar bunicică, adică... Opa, ne dublăm token-urile, e bine. Dar am zis o să joc PSG-ul ăsta până când... Până înainte. Hai de capul meu, stai că vine ăsta.
Ia uite-l mă mâncața și gura ta. Ce face mă Șelea? E bătut în cap acum la modul cel mai serios. Ce naiba s-a întâmplat? Adică totuși. Nu pricep, care a fost faza? Că doar... Haide mă, că... Aaaa! Da, ești mort. Ce să mai... Suntem mort. Pe capul, nicio șansă n-avem. Frate, nu vezi cine ne dă? Păi ce să mai facem? Cu dăștia. Nicio șansă. Haide, boss. Ia, boss! Mingea! E clară treaba, e clară treaba, e clară treaba, e clară treaba, bă! Bă, eu încerc totuși, știți? Adică, vedeți că fac tot posibil, încerc să-i domor, să iasă, dar dacă băia, bă... Am văzut că era unul pe acolo, am văzut că era Shelly, frate, care era fix în fața porții și a venit cu mingea în fața porții. Ce să-i faci? Doamne, n-aveai ce să-i faci. Adică fac tot posibilul, credeți-mă pe cuvânt. Eu încerc. Știți melodia aia cu eu încerc, dar nu prea reușesc. Hai de capul meu, n-am văzut că era mingea la mine. Haide, bă. Hai, boss, dă, bă, pasează mingea. Bine, mă, am înscris, mă, băiatule. Primul meu gol, frate, nu contează că am murit, bă, că am înscris. Aia contează. Hai de capul meu, stai că e ăsta cu... O, nebunul. Care trage cu tu, nu? Ia uite-l, ce se duc, băieți, Ia uite-l! N-abelea! Ia uite! Ce trag nebune! O, disperaților! O, 2-0! Am câștigat și meciul ăsta, ceea ce e foarte bine. E bine. Suntem pe drumul cel bun. Am câștigat și 100 star points. Ce-am mai câștigat? Pentru Big Box n-am câștigat? De ce? De ce l-am câștigat pentru Big Box? Păi nici măcar nu m-am uitat să văd la ce meci sunt. Chiar eram curios să văd exact meciul la care sunt. Oh, stai bă. Oh, acum suntem altul, bă, ești nebun? Stai mă, bă. Bă! Ce? Stai că nu pricep. Ce s-a întâmplat? Ai de capul meu, opus alea, mă. Era bo și cred că de asta. A, de-aia, mă. Mamă, dar cine o dă? Ăsta, bă, frate. Haide, mă, ce faci? Dă măcar că încerc să-i omor, frate, dar... Vedeți ce nebunie e aici? Ah, să nu vină asta spre mine. Ia-i de capul meu, ce e acolo, bă, frate? Deci jur că eu încerc, dar nu reușesc, bossule. Bă! Na, nicio șansă. Eram sigur că o să... N-aveam, frate, nicio șansă. Ce ai? Ne mai dau 2-0 și aia suntem terminați. Ce să mai... A, uite, bă! Am impresia că Jesse e ăla care se duce, nu? E foarte bună Jesse pentru ăsta, dar suntem morți, cu siguranță. Da, clar, o să fim morți. Ce spuneți? Mă duc repede sau nu mă duc? Să... Nicio șansă! Hai de cap, încerc mă să-mi activez și power-ul, dar degeaba, star power-ul, care o fi? Dar nu.
Nici o șansă. Bă, frate, ne ciopărțesc ăștia. Pur și simplu ne ciopărțesc. N-avem șanse, n-avem nici măcar șanse să ne ducem spre... Dă-o, bă, încolo, mă. Na, 1-0, asta e. Asta e, am pierdut și meciul ăsta, cred că... Câte meciuri, mă? Cred că ăsta a fost ultimul meci, nu? A, mai avem unul. Pe care să-l pierdem, bineînțeles. Dar nu-i problemă, eu mă distrez. Mă distrez? Dă-i minune. Stai, mă, așa ce-am făcut. A. Trebuie să dau drumul la muzică. Gata. Am revenit. Haide, și ultimul meci. Da, cred că Jesse era. Am impresia că Jesse... Da, Jesse. O să jucăm cu Jesse. Mi s-a părut foarte bună pe chestia asta. Pe mapa aia, sau cum se zice. A mers foarte bine. Am văzut că unul se juca. Haide cu Jesse. Da, mă. Ce v-am zis? Merge bine de tot. Merge bine de tot, frate. Deci bestial merge. Prea bine merge încă, deci să fie nebunie. Dă-mă acolo, de ce nu trage? De ce nu trage? Ăsta vine după mine. Ok, mi-am activat power-ul. Haide, mă, eu tot trag. Să fie, haide, 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 haide. Bun. Care e faza cu... Nu pricep care e faza. Ah, nu vreau să mor, nu vreau să mor, nu vreau să mor. Cred că o să o pun aici, astfel încât să nu poată ăștia să ne-o dea. Avem oricum 1-0. O, tăpă, ce să învârte nebunul! Oh! Ăsta vine după mine. Bă, ce bine am pus ăla acolo, ești nebun, nu credeam. Ah! Deci dacă dau și eu un gol, apărați-mă, oamenii mei. Apărați-mă. O să pun una acolo. Hai, pasează, bossule. Am câștigat? Încă n-am câștigat. A, murim, mă, am crezut că am câștigat, că a fost gol, dar n-a fost gol. Ok, o să mai pun încă una aici. E bine, mă, Jesse e foarte bună, pentru că mi se pare... Pentru care e chestia asta? Și merge destul de binișor. Bine, mă, 2-0, nu te cred. Nu te cred. Mamă, și mai sunt și star player, un mare like în momentul ăsta. Ce șmecher. A, cum am înțeles, de fiecare dată când câștigăm ne dă câte 10... Star point-uri, star token-uri, pardon. Hai să deschidem mai întâi Brawl Box-ul. Poate ne pică ceva, nimic, ok. Deschidem și Big Box-ul, nimic, ok. Și continuăm cu Jesse. Uite, bă, că nu m-am uitat să văd de exact unde, la ce rundă sunt. Am uitat să mă uit. Ok. Ok, o să pun una aici. Ah, ce-am făcut? I-am omorât pe amândoi, de-aia e perfect. Stai că nu vreau să mor, stai că nu vreau să mor. Trebuie să fug cumva. A, bă, omorâți-l pe ăla că n-am șanse, ce aveți? Ajutați-mă, fraților! Că n-am șanse singur. Trebuia să pasez mingea, n-aveam ce să fac. N-aveam ce să fac, trebuia să pasez mingea pentru că altfel mă duceau înspre poarta noastră și îmi dădeam autogol, ești nebun la cap. Știți cum se zice, ai, n-ai mingea, dar ai gol, frate.
Hop, ce ne-a tras-o, nebunii. Bă, nu-mi dau seama care-i faza cu star power-ul ăsta. Haide, boss. Bă, nu te cred, ăsta apără mingea, mă, astfel încât să... Asta înseamnă, mă, să lucrez în echipă, frate. Ai de capul meu. A, gata, mă, știu ce faci star point-ul ăsta. Star toc, am și uitat, star power-ul ăsta. Îi dă viața înapoi, mă. Repede, repede! Acum am priceput, deci îi dă viața înapoi, mă. Bine, mă, 1-0, mă, băiatule. Bă, frate. Ia uite ce se duce, disperatule. Udiu! Ce s-a întâmplat? De ce? Mi s-a blocat. Nu te cred că mi s-a blocat calotorul și tot. Mi s-a blocat, bă, frate. Ce s-a întâmplat? Nu-i corect, dar oricum, suntem declarați câștigători. 1-0, bossule. Ăsta e tată. Bine, mă. Bine, mă. Bine de tot. Haide. Star player. Eu. Ce ai, bă? Cât de șmecher. Ia să vedem ce ne pică de big box. Dăm ceva frumos, 3 gemuri. Ok, hai să vedem care e faza cu... 5 din 9 wins? Păi stai că nu pricep. Adică dacă mai câștig încă de 4 ori, ce se întâmplă? Ia stați așa puțin să fac o chestie aici. Pentru că după aceea mi-e frică să nu se salveze videoclipul. Așa că... O să trebuiască să șterg puțin, numai puțin, o secundă. O secundă, nimic mai mult. O secundă. E ok, ok, e ok. Bun, hai că revin. Gata, am revenit. Haide-mi! Băi, e bună, e bună, Jesse, adică chiar merge foarte bine. Văd că deja joc de 2-3 de minute. Dar e ok. Haide, mă! Ce faci, mă? Bă, frate! Nu te cred! N-am reușit să omor pe Mortis! Bă, dar uite, mă, dar chiar și Mortis este destul de bun, din câte am observat. Haide, 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 haide! Gol! Nu te cred! Bine, mă, am dat gol, mă! Bine, mă, băiatule, mă! Bine de tot! Bine! Unde e mingea? Mă duc după minge, trebuie să mă duc după minge. Lasă-i pe aia, trebuie să mă duc după minge. Trebuie să mă duc după minge, frate! Mor pe fratele meu! Nu te cred. Haide măcar. Nu o lăsa, nu o lăsa, nu o lăsa să trag. Nu, mă, frate. Trebuia să se ducă, mă, în față, mă. Asta e singura modalitate. Că altfel degeaba. E clar. Bă, nici n-am luat mingea, mă. Am crezut că am luat-o. Trebuie să pun asta aici. Haide! Ia-mă mingea! Bă, nu-i înțeleg pe ăștia, jur. Jur că nu-i înțeleg pe ăștia. E clar. Mort. Nu, deci eu jur, îmi dau capace în cap. Ce se întâmplă? Hai de capul de zile noastre. Ok, măcar, băi, am ieșit mult mai departe decât challenge-ul trecut, închipuiți-vă. Ia să vedem ce am făcut. Mai putem să mai jucăm sau gata? Avem 5 win-uri. Din nou, mă.
Băi, am ajuns totuși la 5 win-uri, ceea ce e bine de tot. Ok? Așa că un mare like și sper să, că v-a plăcut acest video, să ajungă cât mai multe like-uri. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și ne vedem mâine cu un nou episod. Oh, da!